Salut, mă numesc Darwin. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre niște lucruri. Întâi, vreau să vă spun că vă iubesc. Sincer, am crescut să vă iubesc. La început a fost interesant după mine, cultura dumneavoastră și felul după care vă comportați, că și o altă cultură are trăsăturile ei și după un timp m-am obișnuit, dar vreau să vă încurajez că chiar dacă ați trecut prin așa multe încercări, merge înainte viața, chiar dacă vom confrunta niște dezamăgiri, mai este speranță. Tot timpul eu spuneam că cel mai bun cuvânt în limba română este încă. Am auzit de multe ori, multe, multe ori, guvernul nostru nu este bun sau conducătorii lui sunt corupți sau chestia asta, problema aia. Dar, sincer, din inimă pot să vă spun că dacă veți ține de acea speranță, că încă nu este cea mai bună țară în lume, încă nu este. Poate fi, are potențialul. Poate nu crește așa repede după cum doriți, biserica acolo, dar încă nu crește după cum doriți. Dumneavoastră sunteți pioneri, atât cetățenii și membrii bisericii. Acolo puneți temelia viitorului și generația care vine va urma după exemplul dumneavoastră. Și pot să vă spun că am văzut această speranță. Și dumneavoastră ați înaintat, ați, cum să spun, aveți potențialul de a fi cei mai măreți în lume. Nu numai lumea asta, ci și cea de încolo. Eu vă iubesc și am spus toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.